Capitolul 16 În nări îi stăruia încă aroma soavă a parfumului folosit de Melania Lupu. O vizitase în timpul după amiezei. Se vedeau cam o dată, de două ori pe lună și maiorul, care făcea reale acrobații de timp pentru a nu rata aceste întâlniri, se simțea mereu fermecat de personalitatea bătrânei. Melania părea că se potolise. Devenise o pensionară cu minte care își umplea existența cu mici distracții inofensive. Uneori, maiorul se întreba în ce mod își cheltuiește ea acum fantezia frenetică, schizofrenică, zicea altădată, energia, apetitul de gangster care operează cu mânuște dantelă. Întâlnirile decurgeau în același mod. Când vremea o îngăduia, făceau plimbări lungi prin cotroceniul năpădit de roze sau la șosea, prin cartierele preferate de Melania. Iubea în special aleile Zoe și Alexandru, unde încerca emoții speciale. Mă întreb adeseori de ce oare străduțele acestea mă tulbură atât de tare. Îmi vine să cred că poate am trăit aici într-o altă existență că fiecare casă mi-e dragă, mi-o simt aproape când încerc să ghicesc ce se petrece dincolo de perdea sau oblon, simt cum îmi bate inima. Cred că poate aș ghici realitatea dacă mi s-ar îngădui să vizitez fiecare imobil. Dumneavoastră, ce părere aveți? Maiorul, căruia subtilitățile metempsihozei îi scăpau, ocolea afirmațiile directe dând răspunsuri evazive. E interesant. Mi-amintesc că în adolescență am citit romanul Umbre al lui Hilton. Era vorba despre o situație similară, doar că peisajul respectiv îl constituia un lac situat pe vârf de munte. În sfârșit, cam pe aici. Odată cu venirea toamnei, întrevederile aveau loc în salonașul bătrânei. Maiorul învățase care sunt obiceiurile preferate ale Melaniei și ale inevitabilului Mirciulică, iar bătrâna învățase să prepare cafeaua după gustul lui Cristescu și băgase de seamă că preferă coantroul vârfuit cu un dege de maraschino. Cele două ceasuri de taclale treceau în zbor, discutau câte în lună și în stele, își aminteau de cunoștințe comune, cei mai mulți ofensaseră normele de legalitate și morală, iar câteodată maiorul îi povestea dosare vechi. Melania dorea să îi le prezinte în formulă enigmistică, ea amuzându-se să ghicească soluția. Cristescu se întorsese la minister cam în jur de opt seara și, agățându-și paltonul în cuier, își zise că Melania, șubredă oricum, a cam slăbit. Îl îngrijora, mai ales paloarea și o tuse ușoară, dar persistentă ca un tir și pe care nu i-o cunoscuse înainte când inginerul Dragu intră în birou, tocmai își spunea că ar fi trebuit să insiste mai mult la nevoie să o silească să viziteze medicul. Luați loc, spuse mașinal. Cu ce vă pot fi de folos? Mă numesc Marian Dragu, inginer la ICSP. Domnule Maior, sunt amenința cu moarte Cristescu îl cântări dintr-o privire. Un bărbat foarte bine, elegant, tipul de dendi al anilor 50 părea echilibrat nimic din faciesul și comportamentul neurastenicului, așa că afirmația era cel puțin surprinzătoare. Cine vă amenință și de ce? De ce? Inginerul săltă brațul într-un gest semnificativ. Habar n-am! Vorbă să fie, reflectă Cristescu. Oricât de aberant ar fi motivul și oricât de țicnit proprietarul lui, ca să devină vindicativ la acest mod, trebuie cât de cât tulburat. Ea i asasinat cocoșul care te trezea dimineața de dimineață în zori sau cel puțin l-a înjurat cu sârg într-un schimb amabil de pumni. Și cine semnează amenințarea? Marian Dragu surâse nesigur. Cine? Într-adevăr, cine sau câți? De asta dată, maiorul simți nevoia să-și pună ochelarii de distanță. Nu, categoric n-avea de face cu un client antrenat al secțiilor de psihiatrie, dacă ăsta e vreun nevropat, înseamnă că eu în 25 de ani de poliție n-am învățat nici cât știe un agent de la circulație. Câți? Nu vă ascund că sunt uluit, pentru ca un singur individ să colecționeze resentimente atât de grave și de nenumărate, fie trebuie să ocupe o funcție extrem de importantă de la înălțimea căreia am părțit răul cu sacul, fie avem de-a face cu un infractor extrem de abil. A pricinuit necazuri grele celor din jur, dar, din păcate, ele scapă bisturiului justiției. Și atunci, o reclamație la procuratură fiind de ineficace, oamenii protestează în mod personal. În ce îi postează vă aflați dumneavoastră sau? Care e a treia variantă? În orice caz, fotografia mea nu figurează la rubricile citate. Cât despre a treia, rămâne ca dumneavoastră să o ghiciți. Eu nu vă pot spune nimic în plus. Să încercăm, totuși," propuse maiorul. Primo, de unde ați concluzionat că sunt mai mulți cei care doresc să vă ucidă?" În cursul zilei de azi, am primit cinci avertizmente aproape identice. Ai să mori." Sub ce formă?" Telefoane, o scrisoare anonimă, amenințări formulate de un vecin pe când își închipuia că nu e auzit și chiar..." Chiar?" întrebă Cristescu, urmărindu-l cu interes, crescând. Chiar?" E penibil să o spun, da? asta i situația, chiar și nevastă mea. Există formulări care țin de stările excesive. Evident, ele nu sunt civilizate, dar, din păcate, destul de frecvente în viața de cuplu. Te ucid, îți capul și vorba lui Caragiale. Să știu că intru un cremenal. Inginerul își cu mâna, degete pătrate, puternice, masculine, dar lipsite de delicatețe, observă Cristescu, Uite, un băiat brutal, fără scrupule, căruia nu i-aș încredința o niciodată pe fică mea, peste fruntea boltită, fără riduri. Amenințarea n-a fost proferată cu ocazia vreunui scandal. Nevastă mea obișnuiește să vorbească singură, fără să-și dea seama să a înregistrat pe o bandă. Am ascultat-o azi întâmplător. Înțeleg, iată un început de drum, cel puțin în privința doamnei mi-ați putea deslu și motivul pentru care vrea să rămână văduvă. E o stare civilă puțin îmbietoare și divorțul înaintea crimei ar rezolva simplu orice nemulțumiri. Vine dintr-o familie cu nervi zbuciumați. Există, nu-i așa, mulți nebuni. Dar ăștia din neamul ei au și certificat. O vară neurastenică și petrece cea mai mare parte a anului în sanatoriul de la Predeal. Un bunic s-a sinucis, mă, tu și s-a îl întrerupse trilul telefonului. Maiorul înclină ușor capul la scuză și ridică receptorul. Ciripitul dulce al melaniei lupu îi descreți fruntea. Trebuie să știți că Mirciulică vă mulțumește grațios pentru parizer. Adevărat, și mie mi s-a părut extrem de apetisant. Mi-am îngăduit o singură felioară. Prefer să aibă el ceva gustos și proaspăt Căci are un stomac sensibil, iar chifteluțele de pește de la gospodină îl au deranjat grozav. Mă bucur, doamnă! Sunt convinsă că v-am deranjat, dar mi-am spus că, indiferent că de ocupat ar fi o persoană, o veste bună dată asupra nopții nu poate decât să-i priască. Nici de asta dată nu v-ați înșelat. Când închise telefonul, după convenționalele urări, pe figura maiorului mai stăruia un zâmbet duios. Se uită la Dragu, care îl urmărea intrigat și respira adânc. Vă rog să mă scuzați, deci nervi neliniștiți, apropo de doamna. Ar mai exista și alte pricini? Da, o gelozie patologică. Motivată? Depinde cum vreți să o luați. Cunoașteți un singur bărbat care să fi fost fidel, dar cu desăvârșire fidel nevestisii? Nu mă cheamă Sfântul Grigorie de Capolitul care a sălăși lui vreme de șapte ani nașternut cu o desfrânată fără să o atingă. Și în afară de asta, personajul, din câte știu eu, nu era însurat. Cristescu se gândi o clipă de câte ori a o el pe nevastă sa, al totelo cu ghenă și fustă, dar renunță. Nu era tare la aritmetică. Vedeți, în această chestiune, Problema se poate pune din punctul de vedere al discreției, frecvenței și al comportării față de soțul inocent. O infidelitate machiată, practic, nu s-a comis. Când scoți însă drapele ca ai afla ce culoare de porjartier preferă coca sau lili sau... Care bărbat normal o face? Îl întrerupse inginerul. La o gelozie, repet, maladivă, nevastă mea mai adaugă și un strivitor complex de inferioritate. Maiorul îl măsură lung. Oare nu l-ați alimentat? Ăsta sunt și mi se pare absurd să mă cobor pentru a ajunge la nivelul ei. Știu să țin în mână o furculiță, am o frază corectă, nu am inconveniențe. Ea nu e receptivă, comite în societate gafe după gafe, își face o virtute din a fi brutală și proscrescută. Simte diferența, mai ales de tratament din partea apropiaților și din cauza asta ajuns să mă deteste. Mi-aduc aminte de un dejun la maică mea. Eram vreo 15-16 persoane și printre altele ni s-a servit o supă. Singurul iorbăit băit care s-a auzea în sufragerie era al nevestimii. Cristescu încercă să reconstituie peisajul matrimonial al soților dragu. El superb, pretențios, crescut într-o casă bună, ea modestă, cum se cade, probabil, dar incapabilă să urce câte două trepte odată ca să ajungă la ceea ce el învârtea pe degete din grădiniță. Mai realiza că Dragu, pentru a face afirmații atât de neelegante despre nevastă sa, trebuie să se fie aflat într-o stare de acută surescitare. În lumea lui, oricât de oribil ar fi partenerul de viață, nu-l blamezi în fața străinilor. Încep să înțeleg în sfârșit, încerc," Hai să inventariem acum ceilalți candidați. Cine v-ar putea detesta în asemenea măsură încât să vă dorească moartea? Vă repet, nu știu. Solom, altfel, ce dușmani, chiar dacă termenul e grav, aveți? Sau măcar oameni care nu vă simpatizează, deși e absurd. Dacă nu-mi place cum zâmbește Ionescu, să vă cuțitul în el. Dușmani? Dragul ridică din numeri. Vorba moldoveanului. Vrăjmaș să dea Dumnezeu că junghere sunt destule. Teoretic firește că am colecționat inimiciții. Oamenii de regulă sunt invidioși, nu suportă succesul semenilor. Foarte puțin sunt în stare să admire, să se bucure de izbânda altuia. Pricep, surâse plân maiorul, că dumneavoastră faceți parte din categoria învingătorilor, ale căror victorii îi îmbolnăvesc de hepatită pe cei din jur. De, nu îi plăcut să -i inventariezi în jur doar tenuri șofranii. Nu sunt un infatuat, domnule Major. Și încă ce infatuat, reflectă Cristescu, dacă ai putea să-i ridica o statuie în piața palatului, în mantie de a o bate vântul și cu un deget ridicat. Da, domnule, oare de ce suflă crivățul în toate veșmintele șmecherilor, imortalizați în bronz sau piatră, și de ce n-ai în toți mâna întinsă? La a doua întrebare afla să răspuns cu câteva săptămâni în urmă se afla în piața universității, în dreptul statuii lui Helia de Rădulescu. Întâmplător, auzise schimbul de replici al unor puști care veneau din spate. Alo, frumosule, știi de ce am întins gagiul degetul? Ca să vadă dacă plouă. Dar, continuă dragu, am înregistrat succese puțin comune pentru vârsta mea. Ce fel de succese? Pe toate planurile, răspunse cu naturalețe inginerul profesional, material, ca... Ezită, ne găsind imediat cuvântul, ca bărbat. Fiți mai explicit, vă rog. Inginerul schiță un gest, cum doriți, și început să vorbească limpede, în fraze rotunde, parcă dinainte formulate, îndelung repetate. Subiectul, în mod evident, îi făcea plăcere. Profesional am mai multe invenții la activ, o specializare în RDG, câteva turnee în URSS, dispun de un salariu maxim, iar în perspectivă am fost propus să conduc o sucursală pe care întreprinderea noastră urmează să o deschidă în Franța, la Paris. Se uită la Cristescu triumfător. Un inventar, consider eu, suficient pentru a fi invidiat, dușmănit, calomniat. Da, admise maiorul, din punctul de vedere al funcției, al veleităților, există persoane pe care aceste realizări nu le lasă să doarmă. Din acest punct de vedere, m-ar interesa eventual câteva nume. Dragul respinsă categoric. Nu există asemenea persoană. De ce? Zâmbi maiorul. Considerați că nu puteți fi înlocuit? Da. În conjunctura actuală, ținând seama de activul valorilor profesionale din institutul nostru, această eventualitate este exclusă. Nimeni nu-i de înlocuit, domnule inginer. A murit Shakespeare și soarele a continuat să răsară. În sfârșit, nu, modestia e defectul dumneavoastră principal. Deci, asta e situația profesională. Referiți-vă acum la succesele de ordin material. Hmm, veți medita din nou asupra modestiei mele. Am realizat o casă, cum nu sunt multe în țara asta. Dacă vreți să vă convingeți, sunteți oricând binevenit. Vă cred pe cuvânt. Deci, multe obiecte de artă, valori, piese de excepție. Exact. Și care-i secretul? Oricât de bine ați fi retribuit, nu realizez muzee dintr-un salariu. Nu contest că am avut și șansă și un start favorabil. Părinții mei au fost bine situați. De la ei am moștenit, ca să zic așa, un fond de bază, pe care eu l-am exploatat inteligent și având tot timpul o idee foarte exactă despre cotele de la bursa artei. A adăugat plecările în străinătate care totdeauna aduc beneficii. exprimat mai plebeu, ați cumpărat ieftin și ați vândut scump. S-a simțit cineva frustrat în urma acestor operațiuni? Habar n-am și nici nu mă interesează. La urma urmei, dacă intru într-un magazin și achiziționez un obiect care nu corespunde prețului, adică realizez că m-am păcălit, nu mă duc a doua zi să arunc în aer unitatea. Comparația e speculativă, dar mă rog, au existat deci persoane care s-au considerat spoliate. Din nou, aceeași rugăminte, oferiți-mi câteva nume. Imposibil! Ar trebui să vă dau o listă tuturor tranzacțiilor mele, urmând să vă informați personal în ce măsură au rămas nemulțumiți. Vă rog să o pregătiți. Am să încerc, nu ți registre, Dar aveți facturi și chitanțe. Obiectele prețioase, oricât aș fi de novice în materie, au de obicei buletin de identitate. Referiți-vă acum la a treia categorie de succese. Dragul surse încurcat. Mi-e e foarte penibil!" Depășiți momentul, nu dați impresia unui rușinos. Domnule major, eu nu sunt vinovat că Lili m-a lui Costică sau că nevasta lui Nelu îmi face avansuri. Nici în această direcție nu puteți oferi nume. Pe chipul inginerului se ivi o expresie de mare senior, gentilomul San Per El San Reproș, de pe vremea turnirurilor, gata să-și sacrifice viața pentru onoarea inimii stăpânei sale. Regret, dar aș fi lipsit de cel mai elementar cavalerism nominalizând. Ar fi inelegant față de doamnele în cauză, dintre care multe sunt cineva sau soții de cineva. Cristescu râse. Îți vine să crezi că au existat legiuni de femei în viața dumneavoastră. După cum se vede, ați lucrat în toate domeniile la scară maximă. Bun, și ce pot face eu acum? Asta trebuie să o știți singur. Replică parcă ofensat inginerul. Existența unui cetățean e amenințată, trebuie să luați măsuri. Domnule inginer, în 25 de ani de meserie, întâlnesc primul caz de acest gen, și din câte știu eu, nici colegii mei n-au întâlnit ceva asemănător. Ascultându-vă, mi-au venit în minte romanele care apăreau cândva în colecția celor 15 lei, doar că acolo, pentru realizarea misterului și a suspansului, victima nu era avertizată că va fi ucisă. În mod normal, doar dacă nu ai de-a face cu un sadic, în speță ar fi vreo cinci, te dai peste cap pentru a-ți lua prada prin surprindere. Un om neavizat în anumite situații se comportă ca un copil. Avem deci de-a face cu un caz singular. Oferiți-mi o idee. Cum vă putem ajuta? Inginerul ofuscat ridică dezamăgit din numeri. Dacă știam că așa stau lucrurile, renunțam să vă mai deranjez. Vreți să instituim o escortă? Admitem că mijloacele umane și materiale de care dispunem ne-ar permite această soluție. Dar pentru cât timp? O lună? Două? În vremea aceasta pretendentul la titlu de asasin stă cu minte și așteaptă să vină la zar, amână doar deznodământul. Inginerul Dragu se ridică. În consecință mă condamnați la moarte. Din câte am înțeles, râse maiorul, a făcut-o dumneavoastră înșivă că nu sunt de acord cu sentința privată, asta e cu totul altceva. Vă pot oferi totuși un sfat. Fiți prudent, evitați locurile și orele pustii, dar mai ales încercați să-i mulțumiți pe nemulțumiți. Aberant! Vă mulțumesc pentru consultație! Totdeauna la dispoziția dumneavoastră! Marian Dragu părăsi biroul cu pași apăsați. Hmm, reflectă Cristescu mângâindu-și bărbia despicată, bine rasă. Infect individ? Realmente nu văd ce pot face pentru el. Să sperăm într-o bufonadă. Gândurile, însoțite de adierea unui surâs, alunecară din nou spre Melania Lupu. La ora aceasta, aproape zece, desigur îl culcase pe Mirciulică și fredona Berseoza de Mozart. Capitolul 17 Lelia plecase de două ore și jumătate să-l întâlnească pe dragul și încă nu deduse niciun semn de viață. Se înțelesese să sune chiar din locuința inginerului, un telefon măsluit, adresându-se unui unchi imaginar prin care să le dea ok-ul. Okay Aparatul tăcea însă și Cristea tresărea la fiecare zgomot. Mielu 46, locotenentul lui, îi urmărea ironic zbuciumul meșterin eu stăia acum de tezaurul inginerului, cum e mie de statuia aviatorilor. Îi pasă de gagi că să nu fie ajuns la maiou frumosului. Crista stinse a cincea țigară, fumată doar pe jumătate. Se plimba agitat prin încăpere, izbindu-se mereu de picioarele întinse ale lui Mielu. Ce ai cum mei coane? Își schimbă totuși poziția, lăsându-i drumul liber. Nu pricep ce s-a întâmplat. Trebuia să sune de cel puțin o oră. Să o fi defecta telefonul ăluia, opină fără credință mielu. În ceea ce îl privea, n-avea niciun dubiu. Leliei îi plăcuse dragul, trebuia să fie amiralul Nelson de ambele faruri, ca să nu-ți dai seama. Mielu 46, copil al cotloanelor neguroase din marele oraș, avea filozofia lui de viață, care excludea din capul locului noțiuni ca cinste sau morală cred într-un tip atâta vreme cât ceea ce face sau îi cer îi aduce vreun profit sau îi produce o plăcere în organism. În consecință, considera cuvântul de onoare, drept o figură de stil, nu credea în nimic și ar fi fost în stare să vândă și sicriul lui taică sau împreună cu locatarul dacă afacerea ar fi fost rentabilă. S-a defectat pe dracu, făcu iritat Cristea. N-ai idei mai deștepte, se bătu cu degetul întâmplă. Acolo la tine nu-i trafic deloc? Sunse în sunic. Ascultă, apropo de idei, de ce nu bașma mata o sârmă? Dacă răspunde, îl cer pe mitropolitul Moldovei și te scuz că-i greșeală. Cristea se repezi la aparat și formă numărul inginerului. Degeaba! Mielu 46 și stăpânii zâmbetul. Crezi și eu că ăla răspunde la țignale când îi arată damei o figură de judo. Cristea trânti receptorul și spuse brusc. Ascultă! Nu mai ține! Uite cum procedăm. Poruncă! Eu rămân aici pe fază, poate că totuși sună. Iar tu te duci acolo în recunoaștere. Ceva s-a întâmplat. Uite cheile de la mașină. Mielu se întoarse după vreo oră, palid și extrem de agitat. E groasă, coane! ce -i? De ce ai întârziat atâta? Am dat târcoale o vreme cotețului ca să mă orientez. Pe urmă am urcat la indivis și am sunat la ușă. La adică mă de drept unul care îl caută pe nașul costică. Și? zexe, mucles. Mi s-a părut curios că n-au nimic. Ia ședințe din astea, se vâră, difuzorul, știi, de atmosferă. Zi mai repede. Mi-am scos cula și am dibăcit broasca. Nu, cine știe ce, un trei 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 England. Când intru, doar o aplică aprinsă și îl văd pe superbul la podea făcut sândări. m accelerat și Lelia nici urmă. Alo, alo, miliția!" Da, răspunse ofițerul de serviciu. Miliția? Da, tovarășe, califică expert, bătrân surs și speriat. Mă numesc Anton Cernat și locuiesc pe Ana Ipătescu, 99 ce? Vecinul meu de apartament, inginerul Marian Dragu, a fost asasinat. Capitolul 18 Mă simt vinovat, spuse Cristescu. Colonelul Ionaș îl privi scurt. Maiorul era palid și trăda o tulburare care nu era caracteristică. Nu sunt nici 48 de ore de când individul mă avertizase că va fi ucis și totuși l-am lăsat să plece. Ce puteai face? Să-l cazezi la noi? Nu, dragul meu, e absurd să-ți inventezi culpe. Ce fel de om era? Cristescu oftă încercând să reconstituie portretul inginerului. Genul de bărbat care reușește totdeauna nu prea scrupulos în alegerea cărărilor și a mijloacelor egoist până la ferocitate, narcisist de săvârșit, se admira și din față și din profil și pe din afară și pe dinăuntru, teribil de infatuat. Dacă i s-ar fi dat posibilitatea să se mai nască o nu și-ar fi schimbat cartea de vizită nici cu Alexandru Macedon. Un asemenea bărbat atrage fulgerul inimiciților ca un magnet. Băieții din echipă păreau striviți de decorul apartamentului. Într-adevăr, e gălăgios, uluitor de somtuos. Muzeu fără cea mai mică notă de exagerare și nu trebuie să fii expert ca să-ți dai seama că fiecare obiect de acolo raporta la un salariu obișnuit reprezintant de muncă. Asemenea inventar, fără pleașca unei moșteniri sau altă lovitură băftoasă de destin, nu se poate realiza într-o singură viață. Poate că mobilul crimei ar trebui căutat cam pe aici. Cristescu ridică o clipă ochii spre figura jovială a colonelului, era un bărbat între două vârste, corpolent, și care își economisea mișcările și gestica la maximum. Se deplasa foarte rar pe teren, dar prin compensație, mintea, afirmau colegii, îi funcționa cu 200 pe oră. E adevărat, lipsesc în mod evident niște icoane. Vreo 5 icoane se cunosc pe perete locurile unde au fost agățate. Iar inginerul un estetician absolut, chiar vânzându-le, n-ar fi lăsat zidul știrb și probabil și ceva piese de argintărie. Dragul fiind adept al simetriei, o simți în fiecare încăpere. Reperezi imediat pauza, lipsa obiectului geamăn. În sfârșit, în privința asta, nevastă să ne va oferi date complete. Nu cred însă că jaful a fost mobilul crimei. De ce? Las la o parte intuiția, dar un element mi se pare relevant. Drago a fost un bărbat puternic în stare să se bată cu trei inși odată. În casă nu a existat nicio urmă de altercație violentă. L-am găsit prăbușit cu fața în jos și craniul zdrobit. A fost luat deci prin surprindere când se afla cu spatele spre agresor. Continuă. În casa Dragu, sună, prin excelență, dispunând și de o anumită suprafață socială, n-ar fi intrat un borfașoare care nu era tipul la care să aibă oricine acces, și pot să jur că fără firmă simanticoasă de la director în sus, cel puțin, nu treceai dincolo de preșul de picioare din fața u ușii. Comorile de care împomeneai puteau tenta și personaje mai nobile. Există borfași și borfași, găinari care operează în tramvai sau de mare clasă. Mă rog, totul e posibil. Ce mă supără cel mai tare este că nu putem stabili ora, ora crimei. Da, făcu Ionaș, asta încurcă într-adevăr situația. Toată ziua fusese un ger cumplit, nu se ostenise nici acum, iar din cauza unei conducte sparte de câteva zile, locuințele din blocul de pe Ana Ipătescu rămăseseră neîncălzite. Cadavrul fusese găsit în stare de perfectă conservare, împiedicând aprecierea chiar cu cea mai generoasă aproximație a orei la care victima încetase din viață. Vecinul de apartament, Ionaș, își privirile în dosar, căutându-i numele. Cernat ăsta n-a putut oferi niciun indiciu? Afirmă că s-a simțit foarte rău și sâmbătă și duminică și s-a drogat cu tranquilizante. De fapt, nici nu se simțea faimos, e evident bolnav. Așa că declarația pe care i-am luat-o a fost sumară. N-am reținut cum a descoperit crimă. Locuiește în comun cu victima. L-a șocat faptul că telefonul suna de două zile fără să răspundă nimeni. Și mai ales faptul că luni dimineața nu l-a auzit pe dragul plecând la serviciu." A deschis ușa, fiind nașul victimei, avea cheia și astfel a avut posibilitatea să admire peisajul. A scăpat o replică ciudată. Colonelul Ionașul privi interrogativ. A fost, sunt convins, rosti maiorul pe gânduri, o afirmație involuntară. Oamenii care vorbesc singur, mai ales bătrânii, și individul mi-a dat senzația că face parte din faună, pierd la un moment dat autocontrolul. Sunt atât de obișnuit să peroreze fără interlocutor încât nu-și mai dădeau seama că sunt auziți înregistrați sau că există martori. Ce a zis în fond? Se interesă colonelul nerăbdător. Mi-a luat-o altul înainte. Capitolul 19 Pe taică său nu-l avea în peisajul amintirii, deși Anca nu mai era chiar copil când acesta se prăpădise în urma unei intervenții chirurgicale. Una din puținele fotografii rămase îl amintea așa cum arătase probabil în realitate: un bărbat insignificant pe care, ca să nu-l ignori, trebuia să te controlezi, reprezentând exact ceea ce fusese, un funcționar modest la secția financiară din Caracal. Nu-ți trebuia fantezie ca să-i intuiești genul, mohoreală congenitală, teamă isterică să nu-și indispună superiorii obsesia zilei de mâine, economii și, mai ales, ca mentalitate de viață, nu mă bag, nu mă amestec. Mai sa i se asortase perfect. Fără să fi fost urâtă, era prototipul de femeie care se mărită greu prin intermediul pețitorilor după ce a colecționat o sumă frumușică de vederi infructuoase. De altfel, se căsătorise târziu, spre 35 de ani, și ca toate femeile care s-au cazat a nevoie, avea să păstreze toată viața cultul aracului de izmană de la casa omului. Așa o crescuse și pe Anca, într-un respect umil pentru bărbat, cât ar fi de ticălos. Profera, printre alte crezuri, principiul că o căsnicie, ori de rea, e mai bună decât niciuna, decreta fără drept de apel că, dacă o căsătorie e nefericită, vina aparține totdeauna, dar totdeauna numai femei. Detesta cochetăria, machiajul, risipa și ultima modă. O roche trebuie să țină cel puțin 5 ani, după care devenea bună de piață sau pe sub palton, pantofilor practici, comozi, dar mai ales rezistenți, li se preconiza o existență de decenii, o singură umbrelă era tocmai de ajuns pentru toată viața. Anca nu ținea la maică sa, îi reproșa educația rigidă, viața searbă de la care o silise, faptul că îi sigilase din copilărie ușa bucuriilor, silind o să privească pe gaura cheii la fericirea altora. Anca nu-și sărbase niciodată ziua de naștere, fleacuri risipind bănuți scumpe mofturi, purtase în permanență haine cu două-trei numere mai mari, astfel încât când îi ajungeau pe măsură, erau zdrențe, culori închise, de preferință cafeniu, care țin la curse lungi. Acum, deși știa dinainte cam la ce gen de judecăți și sfaturi trebuia să se aștepte din partea maicăsii, Anca simțea nevoia să se confeseze, să-și comenteze nefericirea. Se aflau în ceea ce doamna Vintilă obișnuia să numească cu suficiență o salon o canapea, două fotolii, câteva scaune și o masă rotundă de mijloc, așternută cu un macrameu. Toate vechi, ponosite, fără strălucire. Un interior în care nu țipa bucuria de a trăi. Pe o etajeră câteva fotografii de familie. Doamna Vintilă întindea o paciență interminabilă. La un moment dat își ridică ochii și abandonă cărțile, răvășindu-le. Dar cu tine cei? Nu par intrale tale. Nici aici, bătu cu unghia într-un popă de pică, nu-ți dă bine? Anca oftă, agățându-se de întrebare. Degeaba, mamă, nu merge deloc treaba cu Marian, nu merge. Bătrâna, de fapt, nu era bătrână, dar așa păruse toată viața, își țuguie buzele, devenind brusc atentă. Nu-i nevoie să strigi? De ce zici că nu merge? Nu mă iubește, nu are pentru mine nici cel mai elementar respect. Vina ta, fată?" Că n-ai știu să-l faci să te iubească și să te respecte. Ah, mamă, vecile, veșnicile dumitale teorii. Nu scocește tu altele, ce înseamnă că nu te iubește, te bate? Nu-i vorba de asta. Te ocărăște, vine beat, banii ți aduce în casă, ce mai vrei atunci? Ție ți s au cu binele. Te veni brusc îngrijorată, ori poate vrea el despărțenie. Nu știu ce vrea el, rostia Anca ostenită, dar eu m-am gândit nu odată la divorț. Doamna Vintilă se holbă. Să divorțezi? Te-ai smintit! Crezi că vine altul să te ia? Har, domnului cadră de frumoasă, nu te-am greșit! Avere să-mi brobodești vreun fleț n -ai. Prea tânără nu mai ești! Nu mai pomenezi de dandana acea veche de mă zău? Cum de încă n-a Auziți, oameni buni! Se adresă ea zidurilor sau poate fotografiilor de pe etajeră le apădă de boz de aur pentru că nu-i face serenade și nu o dezmiardă cu pana unde știu eu. Dar înțelege, mamă, urlă Anca, mă disprețuiește, mă umilește, la fiecare ocazie își bate joc de mine. Și ea ea te umilește? Îmi scoate mereu pe nas că cultă, că din familie de mahalagine voiași, că nu stitrată. Ofensată în fond, dar rămânând ferm pe poziție, mai s-a netezit cu degetele muncite fața de masă. Nu ești ritrată, Știi bine cum te-am crescut cu acu și cu mașina de scris. Eu te-am scos la un liman. Mai încolo trebuia să te descurci, nu să salzi poalele până în cercei. Îți luai un serviciu și terminai facultatea la fără frecvență. Dar și el e capiu. Ce? Când s-a însurat nu știa pe cine ea? Anca nu-i răspunse. Continuă simțind nevoia să se descarce. În fiecare zi cu altă muiere. Nu mai flau o clipă din cauza telefoanelor. Atâta are în cap bulendrele lui, dar ar foc în ele și curvele. Zece, o sută, o mie. Ai vrut bărbat chipeș? No, să-l fi luat cu gheb, așa -i? Dar ce e o schioară? E, când îi lumea frumosul, cât ai întoarce capul, să regardul la vecinică. Las că-i trece, mai ești tu răbdare câțiva ani, să ajungă la o tâmplă sură. Ei bine, urlă, nu mai am răbdare. Îmi zici că nu zână și nici prea tinerică. Când te-ai mărit, a dumneata, erai mai bătrână decât sunt eu astăzi. Oi fi fost, dar nu așa trecută. Cercetează-te în oglindă. Și de ce crezi că arăt ca o babă? Izbucni fică să în lacrimi. De bine? De zile senine? De prea multă dragoste? Nu, no, de proastă. Ehe, pe tine te-a răzgâiat Dumnezeu. Ia să fi muncit -o acolo la împins vagoane, să fi avut o liotă de copii sau să fi rămas văduvă ca mine cu ploda nina de poale. Bagă-ți mințile în cavezi de slujbă și de gospodărie, că nu, Cunoști cât de amarnic e de una singură!" Anca îșterse lacrimile. Rostii cu glas înghețat. O, o să-l cunosc. Am și început să-l cunosc." Doamna Vintilă, izbită de subtextul tonului, o privi încordată. Ai băgat divorț?" Nu." Șoptii cu privirea pierdută. Am făcut altceva. Ceva îngrozitor." Capitolul 20 Anton Cernat, martorul care descoperise asasinatul, se simțea prea rău pentru a putea da vreo declarație, soția inginerului încă nu-și făcuse apariția, iar bătrâna doamnă Dragu se eschivase, rugându-l pe maior să o mai cruțe câteva zile. Întreacă îi sugerase să discute cu colonelul Odobescu, își închipuia că i-ar putea oferi unele informații. Colonelul locuia pe o străduță prin spatele cinematografului Patria, într-o casă veche, așa zis, boierească. Castanii din grădină dădeau pitoresc și o anume atmosferă întregului ansamblu. Cristescu își zise că, privind imobilul cu ferestre înalte, a la francez, ușa de fier forjat și zidurile năpădite de iederă, făcând abstracție de ceea ce lăsai dincolo de gardul de piatră, te puteai ne crede în anii 20 sau 30. Nimic din evoluția orașului nu alterase aerul de epocă al așezării. Odobescul primi în odaia lui, locuia în comun cu niște rude și maiorului fu de ajuns o singură privire pentru a identifica și situa personajul. Un bon viveur care știuse totdeauna să ia ce e mai bun de la viață, indiferent de vicisitudinile înfruntate. Era elegant, cu un sacou dintr-o stofă moale, cadrilată, pe nuanțe de bej, coniac, zahăr ars, la care asortase un pulover pe gât cafeniu. Emana o aromă discretă de săpun, ai fi zis că acum a ieșit de sub duș și lavandă fină. Doamna Dragu, începu maiorul, a avut amabilitatea să-mi dea telefonul și adresa dumneavoastră. Colonelul acuză o oarecare nedumerire. Curios, nu m-a avertizat. Firește, trece prin momente dificile. Din câte am înțeles, inginerul era copil unic. Nu mi-o desena dumneata pe Zoe," își zise colonelul. O doare, bineînțeles, dar nu se prăbușește niciodată." Copil unic, desigur, ce nenorocire!" A afirmat că mi-ați putea oferi unele informații. Odobescu-i strecură o privire rapidă pe sub sprâncene. E clar, Zoe vrea să vorbesc, altfel nu-i servea ăstuia tuiaiul. Dar cât? Și până unde, unde să mă opresc?" Șovăia la bătrânului, provocată de dilemă, îl înșelă pe maior, crezând că doar încearcă să-și adune gândurile. Se uită prin prejur, o încăpere clasică de ofițer superior, cavalerist din alte timpuri, câteva tablouri bune, Cristescu nu era un cunoscător, dar o intuia vag după rame și discreția pânzelor, două statuete ecvestre din bronz, fotografii, grupuri de militari unde, pe semne, l-ai fi identificat a nevoie pe tânărul de acum 40-50 de ani. Pe divan era zvârlit un brocart vechi, iar pe noptieră se afla un telefuncă în antebelic, ar lui potențiometru înțepenise probabil pe unde scurte. Ion Odobescu își drese glasul. Informații, e mult spus, mai degrabă impresii. Cred că Zoe, vreau să spun doamna Dragu, îndreptându-vă spre mine, s-a gândit la o discuție avut acum vreo patru sau cinci zile. Suntem prieteni vechi pe Marian, îl știu de când purta breton și pantalon golf. Îi împărtășeam niște temeri în ceea ce îl privește. Cristescu îl întrebă din ochi. Adică? Vedeți, Marian ducea o viață, cum să spun, imprudentă. Îi spuneam și mai si fiecare dintre noi avem dușmani, dar băiatul acesta reușea să-și atragă mereu noi inimiciții. Încercați un portret, sugeră maiorul. Mă interesează punctul dumneavoastră de vedere. Portretul, râse încetișor Odobescu. Mi-e destul de dificil să reconstitui relieful, geografia caracterului lui. Nu se lăsa pătruns, nu era un campion al confierilor. Avea un șarm incontestabil, irezistibil, fiind în același timp un dur, dur ca un gangster. Se opri brusc. Nu vă jenați de cuvinte, domnule colonel, surâse Cristescu, intuindu-i scrupulele. Discuția aceasta este strict confidențială. Nu mă puteți ajuta decât rămânând în limitele strictei sincerități. Da, înțeleg. Când interesele i-o dictau, era neîndurător feroce, aș zice. Asemenea, oameni, dacă știu să se ferească bine, ajung de obicei extrem de departe. Mariana clacat, n-a văzut de unde pornește glonțul. Cristescu ceru permisiunea să fumeze și Odobescu îi împinse scrumiera. V-aș fi recunoscător dacă mi-ați prezenta unele pilde de ferocitate, dar înainte de aceasta aș vrea să-i puizăm o altă problemă. Soția victimei, Anca Dragu, pare deocamdată exclusă din cauză. N-a fost în București, mă refer la ziua crimei. De altfel încă nu s-a întors. M-am interesat la serviciu, în sfârșit am luat toate informațiile cuvenite. Există însă o casetă unde proferează amenințări clare. Maiorul îi explică în câteva cuvinte despre ce era vorba, iar Odobescu început să râdă cu amărăciune. Asta înseamnă cu o sentință de condamnare pe care ți-o semne singuri. Iată, fată, uite că odată a avut totuși șansă. Vă solicit o simplă opinie care, desigur, nu vă angajează cu nimic. Vi o imaginați în impostaza de asasin a propriului ei soț? No, sincer, nu. E o ființă slabă. Căsătoria asta a fost o greșeală de la început. De ce?" Domnule Maior, eu sunt un om bătrân și am rămas la mentalitatea epocii mele. Poate mă înșel, deși în forul meu intim sunt în credința că nu greșesc și că teoria mea va rămâne valabilă totdeauna, indiferent de meridian, ev sau o rânduire socială. Oamenii nu trebuie să se amestece între ei. Nu cred că v-am înțeles foarte bine. Odobescu se lăsă pe spatele fotoliului și își încrucișă degetele peste pântecele sub una dintre condițiile pentru ca o căsnicie să izbutească este ca cei doi parteneri să provină din același mediu. Asta contează chiar mai mult decât dragostea. Nivelul social al celor doi trebuie să fie același căci. În căsătorie nu funcționează principiul vaselor comunicante. Foarte puțin izbutesc și aceasta e valabil și pentru bărbați și pentru femei să-și depășească tarele, limitele propriei clase, să zicem. Iar când prima fierbințeală se domolește, Păcatele țâșnesc ca niște fântâni arteziene, vreau să zic, devin vizibile, stridente, enervante în ochii celui aflat din start pe o treaptă superioară. Anca era o fată modestă, avea nevoie de un alt fel de soț, zâmbi. Mi-aduc aminte, se aflau la începutul căzniciei, Marian era la serviciu, Anca făcea curățenie de paști. Enervată de aspectul icoalelor înegrite de anți, de veacuri aș zice, le-a frecat cu alba amenaj. Șansa a fost că n-a avut timp să deterioreze prea multe. Vă dați seama cum a reacționat Marian? În asemenea situații, trimiterile la originea modestă sunt inevitabile și aceasta face parte din gafele mari. Existau celelalte mici, dar care irită prin multitudine și frecvență. Mâncatul necivilizat, economiile dezgustătoare, lenjerie neîngrijită, ca și ținuta de casă. Nu se vede. Confidențele făcute servitoarelor în pragul bucătăriei. Mulțumesc! Cred că încep să reconstitui peisajul conjugal al soților Dragu. Referiți-vă acum la ceilalți eventual vrăjmași. Nu știu ce să vă spun, în afară de impresii și generalități. Se pare, cred că a făcut negocieri mult prea avantajoase. În termen mai puțin indulgenți, asta ar putea însemna speculă, escrocherii, amândouă. Bătrânul, deși el însuși se referise la escrocherii în discuția cu Zoe Dragu, Părul speria de calificare. A, nu, cred că e exagerat, știți. Oamenii când sunt în pierdere, în sfârșit. De fapt, pe mine lucrurile acestea m-au interesat foarte puțin. Colportările viața altora mi-au fost totdeauna indiferente. Cum spun americanii, nu m-am născut cu ochiul și urechea în formă de gaura chei. Și totuși, insistă Cristescu, dețineți unele informații, chiar dacă o vagi. Doar ce am auzit întâmplător, Oamenii cu care a tranzacționat Marian fac parte din lumea noastră, unde am rămas foarte puțini. Poți vedea câți cu ocazia mormântărilor. Perfect, câteva nume. Colonelul sură se încurcat. Cu certitudine vă pot oferi unul singur. Asta însă nu înseamnă că aș suspecta persoana respectivă de crimă. Nu înseamnă deloc, îl asigură Cristescu. Da, da, nu știu în ce măsură ar avea dreptate, dar doctorul Alfred Mircescu s-a considerat totdeauna jefuit, spolia de Marian. Tranzacțiile era vorba parcă de mai multe obiecte, au fost încheiate de maică sau în vreme ce Mircescu executa o pedapsă. Al cineva? Nu pot numi pe nimeni precis. Mircescu cred că v-ar putea da relații mai multe. Brusc, Cristescu păru fulgerat de un gând neașteptat își roti semnificativ ochii prin interiorul unde mai existau vestigii de prețioasă bunăstare. Dragul a avut afaceri și cu dumneavoastră. Colonelul început să râdă cu poftă. Ce idee! Nu, domnule Maior, pe mine m-au spoliat naționalizarea și talciocul. Capitolul 21 Doamna Laura Mircescu își sorbea tacticos cacaua cu lapte. Deși proteza o deranja puțin, trebuie chemat tehnicianul, nu muia bucățelele de cozonac în ceașcă, conținutul părându-i se după aceea oribil. Esteticul fusese crezul din totdeauna al bătrânei și îl cultivase în toate sensurile și clipă de clipă. Chiar azi, ostenită de ani și fără slujnică, trăia în condițiile celor mai rafinate norme de civilizație. Față de masă, impecabilă prodată cândva la robescu, galbenă pai la ceai, albă la dejun și cină, tacâmuri de argint, cești, servicii de porțelan, etc. Nu lipsea niciodată o floare grațioasă, una singură, într-un pahar de cristal zvelt, la fel de grațios. Se ridică greoaie de la masă, fără să o strângă. Avea să o facă Alfred, care, în general, îndeplinea micile oficii gospodărești și efectua cumpărăturile. În baie, clăti proteza, își fardă din nou buzele, se cercetă lung din toate părțile, cu aceeași privire de acum 50 de ani și păru mulțumită. se întoarse în odaia de zi și, ca de obicei, se așeză în balansoar. Ochelarii și ziarul se aflau la îndemână pe o măsuță turcească. Alături a auzea pe Alfred meșterin ceva. Zgomot de instrumente ce presupun în general artizanaturi de finețe. Adora să repare ceasuri sau să comită din temir ce sârmulițe subțiri, fâșii de aramă, anouri de sticlă, etc., tot felul de podoabe pe care le plasa la fondul plastic. Veșnic bricolează câte ceva, faptul o enerva, fără să știe anume de ce. Nici măcar nu încerca. În realitate, tot ce făcea Alfred o enerva. Căscă discret și deschise jurnalul la pagina a patra. Bineînțeles, noi interesau realizările colectivului de oameni ai muncii de la uzinele Steagul Roșu, nici articolul doctorului Cutare de la Spitalul X, numai când citea spital bătea în lemn, îl avea în oroare și nu fusese în viața ei internată, nici măcar când îl născuse pe fiul său, care recomanda în termeni, semănând a poruncă un regim alimentar științific, bazat pe zarzavaturi și pește oceanic. Ce de aberații pot susține?" Toată viața mea am fost carnivoră și slavă, domnului, nu mi-au lipsit vitaminele. Sau n-am aflat-o până acum și nici nu mai țin să o aflu. În general, citea întreaga pagina micii publicități, dar începea cu rubrica decese. Regreta că întâlnește din ce în ce mai rar nume cunoscute. Nu dorea răul nimănui, dar că faptul în sine o făcea să-și simtă și mai concret singurătatea. Dacă nici în jurnal nu mai întâlnești cunoștințe, înseamnă că ești cu adevărat foarte bătrân. Extraordinar! exclamă stupefiată, pronunțând ca de obicei în loc de X, G, -Z. Alfred! Medicul se i vin prea un cleștișor minuscul ca o jucărie în mână. Maica s-a bătut cu unghia lăcuită roșu aprins, atât de lungă încât se încovoiase în pagina gazetei. Ai văzut ferpartul lui Dragu? Înmormântarea e mâine!" Mircescu încercă să fie spiritual. Ce te surprinde?" E normal să-l îngroape. Nu face pe imbecilul. Va să zic că a murit. Moarte tragică, așa scrie. Bineînțeles, moartea ca urmare a unui asasinat nu poate fi veselă. Râdea galben și dinții frumoși, foarte albi, sclipeau sinistru pe obrazul tern. Stătea rezemat de ușă într-un picior și, din cauza poziției, șoldurile păreau asimetrice. Doamna Mircescu lăsă gazeta în poală și își scoase ochelarii. Îl fixă cu o privire în care se amestecau de toate curiozitate, stupoare, atenție concentrată, revelația încercată dinaintea unui ins despre care ți închipui că-l cunoști pe degete, pentru ca după aceea să comită un gest care te face knockout. Va să zic că... M-am ținut de cuvânt, mamă, așa cum sunt eu moale fără vână moluscă din familia mirceștilor. Adică? Da, l-am omorât. Bătrâna ceru un păhăruț cât o coajă de nucă cu lichior. Nu bea, nu băuse în ultimii ani, dar acum simțea nevoia. Fiu să râse. Vrei un întăritor sau sărbătorești evenimentul? Nu mi vine să cred. Doar scrie negru pe alb. Doamna Mircescu își muie buzele în păhăruț. Dovedește-mi. Ce să-ți dovedești? am spus că-l voi lichida sâmbătă și sâmbătă clacat. Ce mai vrei? Dovada concretă. Te cunosc prea bine, fiule, ca să știu de ce ești în stare. Agasat, Mircescu întoarse spatele, îndreptându-se spre odaia lui. Se întoarse după câteva secunde cu sacoșa de voiaj și i-trase cu gesturi nervoase fermoarul. Scoase un tablou mic în culori vii. Picasso, îl recunoști? Laura Mircescu întinse gâtul să vadă mai bine. Fiu-său aruncă pânza pe divan și continuă: Uite cristelnița, uite icoana, uite-l pe Lotrec. E ok? Bătrâna se lăsă pe spatele balansoarului. Dădu doar din cap și începu să se legene. Capitolul 22 Îmi pare bine că vă văd sănătos. Cristescu arborase un aer festiv. Trăiască întâi mai. Anton Cernat, abia călcând, intră primul în odaie. Eh, sănătos pe dracu! Mulțumitor dacă ne gândim că la vârsta mea ești atât de aproape de Dumnezeu încât poți să dai mâna cu el. Deși ger cumplit, instalația de gaz încă nu se reparase, iar bătrânul era atât de înfofolit încât părea un garderob de haine, Cristescu ar fi deschis fără șovăială fereastra. Același aer fetid pe care îl întâlnise în absolut, dar absolut toate casele de bătrâni. Urină, așternut neprimenit, sudoare stătută de la veșmintele de vară nedate la curățea ani de zile și valeriană. ce cu ei, domnule, își pierd mirosul? Nu le mai pasă?" Trebuie să fiu atent să nu uit peste vreo 10-15 ani de chestia asta. Adulmec sau nu aromele infecte să aerisesc în orice caz. Domnule Cernat, am venit la dumneavoastră pentru un plus de informații. Felul în care ați descoperit cadavrul l-am stabilit rândul trecut. Mă interesează în ce raporturi vă aflați cu inginerul Dragu. În general, relațiile dintre persoanele care locuiesc la comun sunt extreme, fie excelente, fie infernale. Bătrânul trupeș, puternic, își îndrepta asupra lui ochii negri, cu tăietură frumoasă, dar cam prea apropiați de rădăcina nasului. Pe mine treceți-mă liniștit în categoria a doua. Cum se face atunci că aveți cheia de la ușa care dă în bucătăria familiei Dragu? Anton Cernat își puse palmele pe genunchi. Unul dintre ei, cel suferind, era mai gros, ocrotit pe semne cu un bandaj de nădejde, o bucată de flanea sau o spinare de iepure. E foarte simplu, domnul meu," Odată acest, acest apartament mi-a aparținut în întregime. Când l-am cedat retrăgându-mă în aceasta, am păstrat accesul la bucătărie. Înțeleg. Probabil chiria devenise incomodă. Niciun fel de chirie am fost proprietar. Când ați efectuat vânzarea? Din nou cerna trăji. N-a existat nicio vânzare. Donațiune, dragul meu. Sunteți juris, cunoașteți instituția. Ce va determina să comiteți asemenea libertate? Tembeli, spune, vesti mi aflată la menopauză. Cred că ajunse în fața asta. Toate ar trebui internate în case de sănătate și imbecilitatea sub semnatului. Tăcu și începu să respire greu. Cristescu îi înregistră tremurul buzelor, neliniștea întregului chip, freamătul degetelor. Dragu? Relobă bătrânul. Victima, cum îi spuneți dumneavoastră, dar termenul e impropriu. Ce propuneți în schimb? surâse blând Cristescu. Canalia! Călăul altora! Deci canalia e finul nostru! Tot o idee strălucită a cretinei de acolo! Arătă cu degetul gros peste umăr fotografia Elvirei plină de praf. Dacă doresc din suflet să existe și lumea cealaltă, este pentru că tânge să o iau la pumni. Maiorul privi chipul fat din fotografie, părea o ființă blajină, neînsemnată, despre care nu puteai spune nimic avea doar expresia aceea de infinită tristețe, caracteristică în general femeilor cu chip de pasăre, exceptând de sigur figurile vulturești. Brusc încercă dinaintea bătrânului o senzație de neplăcere. Totdeauna îl crispaseră expresiile dure, violențele de limbaj și cu atât mai odioase îi se păreau când acestea erau emise la adresa partenerului de viață, mai ales călătorii dintre cei vii har domnului, nici relațiile lui cu nevastă sa nu constituiau un model pentru tinerii căsătoriți. De 20 de ani, Corina îl agasa cu perseverență, avea obtuzități, meschinării și încăpățânarea a zece catări talentați. Nu-și permisese niciodată însă cea mai modestă irreverență, nu o judecase în fața altora. Singurul nostru copil a murit la doi ani. Era anemic, rahitic, asmatic, hidrocefalic și... Cu încă vreo cinci chestii din astea nic. Normal prunc făcut la 45 de ani. Pe urmă, cum n chema Abraham să plădească la 900 de ani, a rămas cu oful după o draslă. A făcut o pasiune pentru canalii, asta și restul vi l-am povestit. Adică l-a zbotezat. După care au urmat sacrificiile lanți. Tot ce ne prisoseaba, chiar și din cealaltă felie, era de drept alocat lui Marienuș bicicletă, ceas cu Mickey Mouse, știți, brațele mai mutoi lui reprezentau acele aparat foto. Vine ziua băiatului să-i dăm un cec de 3000, e Crăciun, n-are costum bun, vacanța mare a promovat fără nicio corigență, etc. Bun, îl întrerupse maiorul pe care inventarul de sacrifici al bătrânului nu-l mai interesa, de vreme ce prințese ideea. Cum se face însă că dumneavoastră care păreți un bărbat plin de personalitate, nu vă văd lesne de îmbrobodit, pa chiar deloc, Ați acceptat această servitute? Anton Cernat, vânăt de mânie, își dădu un pumn zdravă în, în cap. Țeastă de bou! De câte ori mă bărbiere scui poglinda, adică mă scui pe mine!" Am înțeles. Sunt curios," rostit trăgându și sufletul, Cum mă dau ochii cu el, viruța? Cred că s-au și întâlnit." Acolo," rânji sinistru, nu le aștepți două ceasuri în fric pe 31. Sunt curios dacă o să-i povestească cum a vrut să mă dea afară din casă. Cum? Mai mult înnecându-se, Anton Cernate puiză dinaintea maiorului, fără economie de amănunte lista ingratitudinilor lui Dragu. Cristescu clătină din cap cu amărăciune. Da, fraza pe care ați scăpat-o de una zi capătă sens. Bătrânul se holbă. Care frază? Mi-a luat-o altul înainte. Și pălăm vine să-l strâng de gât, mi-a răpit singura bucurie pentru care mai trăiam, singurul cel. Se ridică pe cât îi îngăduia piciorul bolnav de repede și scoase de sub pat o secure de bucătărie. Uite, domnule, cu asta vreau să-i sfărâm divla. O și pregătisem. Maiorul simți că-i se taie răsuflarea. Rămase cu ochii pe lama ascuțită. Avea urme de sânge. Capitolul 23 Luni dimineața, Olga Gabrielotti dădu telefon la serviciu, anunțând că este bolnavă. Rămase toată ziua în pat, în cămașă de noapte nespălată, cu părul răvășit. De trei zile se îndopa cu tranquilizante, acum era literalmente drogată și cu vodcă. Din când în când se târa ciocnindu-se de mobile până la baie, să șude compresa de pe frunte. Nu se uitase nici măcar o dată în oglindă, ceea ce probabil nu i se mai întâmplase de la trei ani. Simțea că îi pocnesc tâmplele de durere și organismul refuza cu perversitate să se anestezieze. Se amețise în sensul că zbura, trupul își pierduse materialitatea, ca să plutea pe valuri vrășmașe, o chinuia greața, dar era lucidă, nu izbutea să doarmă să uite. Spre seară, între două partide de canastă, o vizită mătușii sa. Își dădu drumul în fotoliu, fără să-și scoată blana. Olga îi reproșă cu glas tins. De ce ai prins lumină?" am venit să facem spiritism și vreau să vă cum arăți, îngrozitor, ce cu tine? Mă doare capul, lasă-mă, nici n-am venit să stau, am pietre la dina, doar dacă ai nevoie de mine, o spusese moale afirmație de conveniență, așa cum mai avea în poșetă câteva zeci de fraze pe gen, adaptabile la o situație sau alta. N-am nevoie de nimeni, o repezi Olga. Era ceea ce dorea să afle și Sofia Macarie, dar, bineînțeles, comunicat pe Alton. Era adepta teoriei că se poate spune absolut orice, dar în termeni civilizați și cu zâmbetul pe buze. Am înțeles. Nu fac parte dintre persoanele cărora trebuie să le dai brânci ca să găsească ușa. Pentru liniștea mea însă, lămurește-mi o chestiune. Cei cu ferpartul lui Dragu. Când l-am citit, am simțit un cuțit în inimă. Și? Ce vrei de la mine? Spunem -mi doar că n-ai făcut-o și plec imediat. Hai să pleci oricum. Muaim compres asta. Te rog, fetițo, atât, da sau nu? Pentru o femeie care avusese toată viața nerve excepționali, nu fusese mai sentimentală decât o piele de rinocer și nimeni nu o văzuse vreodată plângând, tonul rugător, privirea sincer îngrijorată, impresionau. Mângâie timid umărul nepoate si. Spune, draga mea. Olga își ascunse fața în îndoitura brațului. Du-te, nu pot să spun. Capitolul 24 O față drăgălașă, dar prea timpuriu ofilită. Nu-mi place privirea. Fixă și întoarsă cumva înăuntru. Stau și mă întreb dacă mă vede. Maiorul Cristescu îi prezentase condoleanțele de rigoare și se așezase pe un scaun florentin cu spătarul sculptat teribil de incomod. Sunt de acord, domnule, cu bunul gust, cu fantezia. Iubesc și eu frumosul, dar esteticul lipsit de rațiune e o aberație." ce cu spătarul ăsta? Dacă te rezem de el, îți fracturezi coloana. Prefer dracului un fotelaș de 800 de pe care îl iei în rate de la căminul. Anca, toată în negru, își desclește buzele. Întrebă cu o voce răgușită specifică, parcă n-ar fi vorbit de mult. Ce vreți să știți? Da. Dată fiind situația în care vă aflați, mă voi rezuma doar la câteva întrebări. Când ați plecat din București? Anca își duse degetele subțiri la frunte, făcând un efort să-și amintească. Sâmbătă dimineață, cu trenul de șase și cinci, adăugă. Cred că mai am biletul în poșetă. Maiorul își coborâ iute privirea. Ascultase de prea multe ori caseta cu înregistrarea Ancăi, pentru a nu-și aminti fiecare cuvânt. Când ajungi la destinație, de obicei arunci biletul. Chiar în gară sau înainte de a începe să despachetezi, ciudat? Ce făcea soțul dumneavoastră când a spărăsit locuința? Dormea. Deci, nu v-ați lua rămas bun. Suntem căsătoriți de nouă ani. Și? Îmi închipui, nu știu. Cred că anumite gesturi se fac doar la început. Toate cele trei zile cât ați lipsit le-ați petrecut exclusiv în Caracal? Unde era să mă duc? În fond m-am dus special pentru mama, nu o văzusem de asta vară. Pare ciudat. Ce anume? De obicei, în asemenea, deplasări, plasări soții pleacă împreună. Acum am reușit să-mi iau restanța de concediu. Maiorul o cercetă atent. Femeia părea sinceră, dar avea rezerve. Risc o întrebare nedelicată, doamnă. V-ați iubit soțul? Mai mult decât pe mine însă. -mi. Răspundea în aceeași măsură? Anca reflectă, răspunse cu privirea plecată. M-a iubit în felul lui. Există mai multe feluri de a iubi? Cândva îmi închipuiam că nu. Ce anume va nemulțumit în comportarea lui? Nimic. Minți! Urlă dintr-o dată un glas din bucătărie, făcându-i pe amândoi să tresară. Anton Cernat, în pijama și halat de casă, descheiat, năvăli în încăpere. De ce minți? Toată ziua vă certați! Ți-a scos sufletul cu grandomania, cu canalismele, cu tufele lui! Bestia! Bine ca crăpat! Perplex întâi, maiorul Cristescu izbuti să-și revină. Domnule Cernat, vă rog, nu e momentul! Dar când? Lasă-mă, domnule, să vorbe, să spun eu cine a fost personajul, că asta-i pleagă, stă cu nasul buric. Anca rușinată, poate pentru a-și ascunde lacrimile, își acoperi fața cu mâinile. Aud totul, fără să vreau aud, urmă fierbântat bătrânul. Din pricina debitului precipitat, neîngăduindu-și de teama de a nu fi întrerupt să-și tragă respirația sau să-și înghită saliva, pulveriza ca o stropitoare. Nu zic, își mai înșală omul asta, dar să o pui, mă, adamă de tractir, să-ți patroneze aventurile, să o trimis de acasă sau să o pui să-ți fixeze randevurile. Ai mai auzit, dumneata, domnule, că ești milițean de asemenea bestie obscenă? Olga, Florena, Mioara, doi Cici, astea așa pe care le țin eu minte. Cristescu interveni hotărât. Domnule Cernat, pot să vă solicit privilegiul de a ne lăsa singuri? Bătrânul i-a zvârli o căutătură nimicitoare. Rămase o clipă în cumpănă și brusc îi întoarse spatele. Se a auzit tășiritul piciorului bolnav, apoi ușa de la odaia lui trântită cu furie. Ancaș lo mâinile de pe față, le lăsă în poale cu palmele în sus. Impresia de abandon era copleșitoare. Știu că vă vine greu, spuse încet maiorul, dar treceți peste incident. Bătrânii pierd lesne necontrolul, iar vârsta exagerează, da, în ploare până și unor incidente mărunte. Minți, Cristescule, știi bine că tinerii sunt cei care amplifică. Tocmai datorită lipsei de experiență, evenimentele iau proporții colosale. De aceea, în rândul populației juvenile, se întâlnesc cel mai frecvent în uciderile. Vârstnici au văzut multe, puține dramei mai au prin surprindere. Dar ce naiba să-i spui amărâtei ăsteia?" Nu exagerează, șoptianca, așa a fost. Poate v-aș fi ascuns-o, dar eram sigură că a vorbit." și probabil nu numai el. Deși cunoștea amănuntul, maiorul încă nu-și consumase surpriza, nu întâlnise și nu auzise niciodată despre un caz similar. A, cunoscuse de sigur cupluri care, deși locuiau în același apartament, trăiau despărțite de mult în fapt. De conveniență ca anumită considerente de ordin social sau material, ori ambele îi împiedicau să oficializeze în cadrul unui divorț separația Continuau să coexiste vecini amabili care se menajau reciproc. Avea de sigur fiecare în legătura lui, dar dintr-un elementar bun simț, terții nu erau aduși acasă, nu se baladau în maiou sau furou la baie ori bucătărie sub ochii soțului legitim. Cum de-ați îngăduit această situație? Femeia îi azvârli o privire din depărtări, arătă cu mâna spre pereți. Sper că vă dați seama că nu pentru toate boarfele astea. L-am iubit. Îl mai iubesc încă. Sunteți o construcție specială. Asemenea împrejurări înveninează, generează o ură indestructibilă, iar soțul inocent devine vindicativ. De ce nu spuneți cuvintelor pe nume? Adică din pricina umilințelor și a ofenselor aș fi putut să-l omor. Dacă mă suspectați, spuneți-mi eu. Ia te uită, gândi Cristescu. Toți afirmau că e o micuță mahalajoică prostuță, genul în loc de... Unt, pui margarină, revine mai ieftin, lângă frigider în bucătărie, atârnă vreo 5-6 șorțulețe. Se pare că nu-i chiar așa. Ați auzit, probabil, că în materie de crimă, surâse cu amabilitate maiorul, suspectat din principiu, a priori, că este în primul rând soțul înșelat. Urmează amanții, etc. Mie întâmplător nu-mi plac teoriile fixe și mă bat adesea de la regulă. Întâmplarea face însă că, în legătură cu dumneavoastră, a intervenit un amănunt și din comun. Care? Din neatenție v-ați înregistrat la magnetofon, probabil într-un moment de slăbiciune. Vorbea singură. Din textul respectiv, câteva fraze, decizia dumneavoastră de a vă ucide soțul este categorică. Ziua hotărâtă este sâmbătă. Cel puțin bizar, dragul. Moare sâmbătă. Anca palidă își înfipse unghile în palme. Pot să aud și eu banda. Se află în biroul meu, dar o puteți audia oricând. Femeia păru să se prăbușească în ea însăși. Se făcuse mică, un mototol de cârpe negre și piele. La furie se spun multe. Probabil că suferam îngrozitor. În ultima vreme se purta cu adevărat odios. Nu l-am omorât eu. Vreau din suflet să vă cred. Am mai intervenit însă o situație neclară. Ați afirmat că ați părăsit Bucureștiul cu trenul de șase și cinci minute. Anca îngână. Da. Nu-i tocmai exact. În realitate, ați luat trenul de 9.40. Avem declarația domnișoarei de la bufetul gării care vă cunoaște, ține tonet afară pe peron și a mamei dumneavoastră care afirmă că a sosit la prânz. Anca înghețată îl privea ca o fiară încolțită. Maiorul își simție inima năpădită de milă și se ridică. Vă mulțumesc că m-ați primit. Nu vreau să vă mai rețin. Capitolul 25 Melania Lupu se trezi extrem de bine dispusă. Se întinse nașternut cu pumnii strânși deasupra capului, așa cum se obișnuise încă din copilărie, și înainte de a deschide ochii, ciripi. Până dimineața, Mirciulică! Cum e afară? M-au somnorilă!" Motanul, așezat în pălăria bătrânei, abandonată pe canapea, o privea mult cu un singur ochi fix și verde. Dragul meu!" făcu Melania, căutându-și papucii cu pompon. A salutat eu, politețe! a răspuns de o obligație și am considerat totdeauna că, mai ales dimineața, oamenii trebuie să fie extrem de amabili. Asta ne asigură tuturor o zi bună. Zbură spre baie și în curând Mirciulic auzi jetul puternic al dușului. Melania se întoarse după un sfert de oră vioaie, încălzită, ungându-și mâinile cu cremă gerovital. Mm, pentru că ai crede că palmele tale vor redeveni fragede, ca ale unei tinere gheișe," ci de dragul flaconașului atât de drăgălaș. După micul dejun, mereu același, cafea cu frișcă și cozonachia, mutanul o ceașcă de lapte cu un degetar de rom, căci bărbații simt nevoia de un întăritor, mai ales iarna, început să se îmbrace. Era cald, plăcut, iar micul pom de Crăciun îl cumpăra totdeauna cu două săptămâni înainte, pentru a se bucura cât mai mult de el, însufleța încăperea, dându-i un aer festiv. De altfel, întregul interior era vesel, mobilat grațios, bătrâna detesta mobila greoaie, avea în oroare stilul florentin sau venețian, nu-mi place să trăiesc într-o biserică, iar florile, măcar una singură, nu lipseau niciodată de pe toaletă. Făcuse pomul pe data de zece, cu mirciulică spre înserat, regretând că maiorul Cristescu, ocupat, nu se poate desfăta împreună cu ei. Știi, dragul meu!" afirmase, căutând din ochi unde să agațe un îngeraș dolofan cu aripi azurii, cum se purta acum 60 de ani, majoritatea jucăriilor aveau aceeași vârstă, astfel că pomul era extrem de original și fermecare, iterând peisaje, ani, oameni și bucurii vechi, știi, presimt că prietenul nostru nu e tocmai fericit. În miorleitul motanului se păru că deslușește o întrebare. Cum care prieten? Domnul Maior Cristescu!" Bineînțeles că eu sunt prea bine crescută ca să-l descos, iar el prea bine crescut ca să mi se confieze. Dar bun rămășea că în zori când se trezește, dă ochi de un spate întors și un cap plouat cu bigudiuri. Nu aude bună dimineața, motănel, ci ai grijă să nu uiți de hârtia igienică, că de în zile spun. După trei sferturi de oră, Melania se simțea cu desăvârșire în formă. Se fardase ușor și îmbrăcase o roche angorată de un cenușiu foarte deschis. Mărgelele de cristal bleu făceau să-i scânteieze ochii. A avut impresia că motanul o fixează neliniștit și îl luă în brațe. Nu lipsești mult, dragul meu. Știi, mi-a cășunat ieri un chef. N-am văzut-o de un car de vreme pe biata Laura Mircescu. Cum care Laura? Adică ai dreptate, n-ai de unde să o cunoști că ești prea tânăr. A fost bună prietenă cu maman și chiar cu bunica. Firește, era mai mică decât ele. Stă în vatra luminoasă. Începu să râdă încetişor. Mi-a venit acum o idee năstrușnică. Nu știu dacă ai băgat de seamă, dar românii, când îți vorbesc despre o persoană necunoscută, obligatoriu, precizează cu lux de amănunte cartierul și strada unde locuiesc. De ce oare? Dar la asta o să ne gândim altă dată. Își trase pe mâneci trocoartul de astrahan gri, vându-se în toamnă un tablou mic de un maestru olandez din secolul al XVI-lea, la care nu ținuse niciodată, apoi se privi ultima oară în oglindă. Ca totdeauna când se simțea mulțumită, își sărută propria imagine și tot de la ea își l rămas bun, fluturându-și grațios degetele. La revedere, draga mea! Și succes!" Supărat că e lăsat singur, Mirciulică se prefăcu că doarme. A răs bine mormăi cu ciudă parcă Laura Mircescu. E chic, distinsă, chiar bătrână, ai șarm. Ce ai dus acolo? Mi-am amintit că-ți plac șarlotele și am trecut pe la cofetăria Atene Palas, unde nu lipsesc niciodată. Cred că sunt proaspete. Laura Mircescu începu să râdă. Ai rămas aceea așa amabilă și mincinoasă. Mi-au plăcut pe dracu. N-am suferit în viața mea piftii aia dulce. Mă dădeam în vânt după bomboane crocante, halviță, nucile vieneze și pralinele cu migdale de la Rigler. Te-ai gândit însă la dinții mei. Ia loc! Melania se așeză pe primul scaun la mână, însă ceva mai departe de doamna Mircescu. Îi mirosea din gură. Și acum, ce-mi stai ca în gară? scoate blana, lasă poșeta!" Melania Lupu se dezbrăcă. Ești prost dispusă, Laura?" Ludovic al XIV-lea, deși era un imbecil, geniul îl avea nizmene și asta până a cunoscut-o pe scorpia aia de mentenon, spunea o vorbă. Mi se pare la Villeroy, la vârsta noastră nu mai ești fericit. Melania Lupo o privi pe sub sprâncene. Norocul tău, Melanie, este că n-ai fost prea frumoasă și, în consecință, ai reușit să te bucuri la fiecare vârstă de orice se întâmplă fermecător în jurul tău. Laura care narcotiza, dar se și simțea narcotizată de propriul succes. După ce am bătrânit, n am mai putut gusta nimic. Totul devenise neinteresant. Sărbă de ca un sirop cald după o șampanie bine frapată. Declară apoi cu naturalețe. Păi eu mă simt extrem de fericită. Cât ești de zurlie, comentă în gând bătrâna, nu-i de mirare. Cum de-ți amintești de mine? Am visat-o pe mama, era spune prietene. Vrei să spui cu bunica ta? Mai ta a fost o serbă de ca o duminică de toamnă ploioasă, ca o seară când n-ai ce face și nu sună nici măcar telefonul. Melania, în fond de aceeași părere, emise un a de conveniență. La urma urmelor, răposată admițând că ar fi fost pe recepție, nu afla vreo noutate. Laura, slobă de la gură, îi comunicase Victorinei, mama Melaniei, părerea ei în față. Evitând, totuși, din rest de pietate filială alt fluviu de adjective, schimbă vorba. Ce mai face dragul de Alfred? Ce a făcut toată viața? Replică scurt Laura. Fabrică mărțișoare de obor și vise. Nu l-am văzut de mult. Mi-ar face plăcere să-l întâlnesc. Am să-i comunic și o să se simtă încântat. Sunt convinsă, declară Melania ridicându-se. Noi doi am fost totdeauna bun prieteni. Pe el și pe Sandy i-am îndrăgit cel mai mult." Care Sandy?" se holbă doamna Mircescu. Băiatul Rălucăi, ce, ai uitat-o?" A, nebun aia, mai trăiește?" Melania apăru ofensată. Am plinit șaptezeci de ani." Și 85 și cinci, asta nu înseamnă nimic." Se auzi soneria de la ușă. Laura Mircescu își pipăi peruca, se uită în oglinda aflată la îndemână și arătă cu bărbia spre intrare. Vezi tu cine e?" Patrena auzi ușa deschizându-se apoi exclamația Melaniei: „Doamne, ce plăcere! Domnul Maior Cristescu!”